Vino încoace, puiule, te aștept. Your way to beautiful girl. And I never knew it well, this. Bună ziua, bine v-am găsit într-un episod sănătate, noi am dat drumul sănătate la joacă. Ne ajută, bine ați venit în căsuța noastră cu nebunii și filmulețe și mechere, cu cei mai de treabă căsuța băieți. Căsuța noastră cu povești. Și cei mai frumoși parteneri. Ce mi-ai făcut? Ce să fac, am filmat. Cearcă-ne, mai fac. Bă, îmi plac mărgirele alea de la gât. Nu-i așa? Da. Mișto. Îmi plac. Și este foarte special acest necklace. Necklace? Yes, necklace, because it has two sides. Oh, two sides. Yeah, it's my masculine side and my feminine side. Oh, you have also a feminine yeah, side. Every one of us has. Really? Yeah, yeah. Oh, okay. This is my masculine energy and this is my feminine energy. Okay. This is my masculine energy and yeah, feminine energy. Cheers. Cheers. This is my joyful energy because Rosé Verité has a very beautiful Rosé Verité are un foarte frumos. Mulțumim, vecii domnesc, că sunteți alături de noi în fiecare episod și îi dezlegați limbile. Da. Limbile. Limbile, lui Vlăduț. Lui Vlăduț. Și îi face ziua mai frumoasă, mai roze. Da, 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 da. Mai verite. Și trece timpul mai repede, așa. Da. Uitându-te și la filmulețe și bând așa și... Da. Uite-i-a. Deși eu aș băga un șpreț, eu recunosc că la Buzău eu am băgat șpreț. Eu l-am băga... consumat șpreț. Nu băga. Eu așa l-am consumat. Nu băga apă. Aici, mă rog, okay. Niște oameni se chinuie ca să-ți scoată gustul ăsta. De ce să bagi apă? Da, domnule, dar e apă minerală. Ok, nu contează. Și îmi place mie să fie așa mai... Tu bei cafea cu lapte și cu zahăr? Nu. Nu? Nu? Dar o beau tot americanul. Adică tot cu apă. Tot diluată cu apă. Da. Totul la mine diluat. Da, și... Nu e esență. Da. Așa. Și vederea ta asupra unor lucruri foarte diluată. Hai să începem. Să Cine începem. Nu te mai lua de mine, nu mai îmi da bully pe internet. Nu îți dau bully. Doamne, e din parte de mine acest gând. Dă-i! Foarte tare. Da, e funny, spre deosebire de niște chestii care apar pe la noi pe aici, măcar au un sens și cumva râzi în colțul gurii, da. Nu rămâi și ce a vrut să... Ce e asta? Da, e tare. Da, 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 da. Mă gândesc la primul, cu toți băieții ăia, cu toate saltelele alea, cum respira. Da, eu zic că s-au distrat toți. S-au distrat, da. S-au simțit dar bine. Dar plăcea să am și eu un grup așa de prieteni. Întotdeauna și eu mi-am dorit, dar așteptările astea m-au distrus. Da, mi-ar plăcea să facem râsuri de astea. Da, și eu am avut atât de multe așteptări de la viață, de la prieteni, de la oameni și nu, nu. Mai bine stai liniștit și am ajuns să stau singur. Mă duc, beau singur cafea. Da? N-ai mulți prieteni? Nu prea. De ce? Nu prea, de ce mă întreb? Bine, am, că am un cerc de oameni ok, dar așa, prieteni, băi, așa, Băi, na. Ceva de gen. Ia, dă-i. Oh, asta e Drăgulin la Buzău la când a ajuns acasă. You, Gucci gang. Ia mamă, ia. Ia mamă, ce mamă, cum faci? Ce ai învățat, mamă, tu, ia? Ce câți la serbari? Fai, băi, groasă, bă. Băi. Bine, e vechi, e vechi primul rău. Ai vechi? Da, e foarte vechi. A, nu știu. Are, cred că 3 ani, 4 ani. A, când era Gucci gang, Gucci da, gang. Da, când era chiar nebunie aia. Hai de cap. Ia zi, mama, ce ai învățat? Uite, uite asta. Uite, asta e Drăgulin în timpul liber acasă. Fără prieteni. Extra. Mai de dat. Bă, dă-l dracu. Mai de dat. Mamă, creier. Bă, dar cum dracu s-a gândit să-și atârne alea de țâțe? Cum...
Prin ce proces? Tu trebuie să zici că tu stai foarte mult timp singur. Chimic, dar nu mi-a târn chestii de țâțe, nu mi-am atârnat niciodată chestii de mine. Nu, nu? Doamne, N-ai încercat să-ți lipești linguri din alea pe tine, îți vezi că e, nu? Păi ce faci tu acasă singur? Stau, mă uit la televizor, la sport. Hai de cap. Ce viață, ai o viață tristă. Nu, dar am o viață liniștită. Da? Sunt liniștit. Bine, mă bucur. Sunt împăcat așa. Yeah, I could physically feel his pain. Opa. Yeah. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mama way. Am pățit și asta, dar nu în apă sau cu ceva. Aveam două chestii în mână. Nu știu, aveam ceva de mâncat și un dop. Și am băgat dopul în gură. Nu știu dacă se poate numi o problemă asta. Asta mi s-a mai întâmplat și mie, să bag sau să arunc. Dacă voiam să duc ceva la gunoi și aveam două chestii în mână, aruncam, nu știu, dacă aveam cheile și aruncam cheile la gunoi. Nu, de exemplu, aveam cafeaua în mână și țigara într-o mână și am dus cafeaua și am făcut Aha, da. Ok. Am pupat paharul puțin. Ia, ce avem? Ce mai avem? Nu te mai juca, bre, că nu sunt bune. Dar tu de ce juci? De plictiseal. Și eu de prost. Da. Măcar recunoaște. Da, asta... a avut un răspuns probabil sincer. Nu, e foarte adevărat. E un viciu. E un viciu, recunoaște că e prost. Dar tu ai fost cu păcănele cu de-astea? Nu, niciodată. Păi eu am mai umblat așa prin cazino când eram mic. Când eram mai mic, pe la 21, da. 22. Nu, de fapt nu, mai mic. Eram în liceu. Când mai aveam prieteni care aveau bani de mult și mai jucam și eu la ruletă, la... Nu mă prins, bă. Nu, eu singură dată, tot așa, într-un cer de ăsta de băieți pasionați, viciați de chestia asta, am pus 10 lei, am câștigat 40, dar i-am scos și am plecat. Adică am zis... Așa am făcut în Vegas. În Vegas, cam de fiecare dată, când am jucat, am câștigat. Știi? Dar nu știu. Da, nu, nu. Iar nu acolo la Păcăneli, e plin, bă, eu nu înțeleg. Ideea este că nu numai câștigul, nu joci pentru câștig, dar și pierderea face parte din raș. Și faptul că pierzi face parte tot din joc. Și trebuie să-ți placă să pierzi. Adică trebuie să fii un anumit gen de om, să găsești o bucurie în a pierde. Nu cred. Asta că mi-a bucur zis, nimeni. Am avut un podcast în Uber cu șofer. Așa, și mi-a spus un tip care pierduse foarte mulți bani la viața lui și mi-a spus despre treaba asta. Eu nu cred. Că există un raș în a pierde? Nu cred. Păi. Eu cred că e dorința foarte mare de a câștiga și ești orbit de, inclusiv de pierderi, inclusiv de sacrificiile pe care le faci. Nu cred. Nu cred. N-am auzit de la nimeni, adică... N-ai mai auzit proști de ăștia care se dau mari că au pierdut, care fac firmă de butic din faptul că au pierdut 100 de milioane aseară la casino? Sunt mulți. Care se umflă că au pierdut și câți bani au spart, nu că se bucură că au pierdut, că dacă câștiga 200 de milioane era se umflau mai rău. Poți să pui tot așa, păi da, știu, dar poți să pui și așa. Să dau mari, da, eu că nu cred. Să dau mari că au pierdut. Să dau mari, nu că au pierdut, ci că au cheltuit. Că au cheltuit, da. Dar nu că au pierdut. Nu cred. Mă rog. 1, 2, dracu. Let's go! Let's go! Bă, dracu. Băi, las-o. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Băi, ai nebun la cap. Mamă. Dar ăștia chiar sunt, ăștia chiar n-au ce face, adică îți dai seama că ăsta e doar... Mi-ar plăcea să am niște prieteni de ăștia, mi-ar plăcea să faci asta într-una. Păi, știi de ce? Sigur. Doar pentru bucuria aia când îți iese. Da, pentru asta. Pentru bucurie. Da,
Că dacă arunci de mii de ori, bă, când de țintră, eu nu cred că e o bucurie mai mare ca asta. Da. Deci, eu aș bufni plâns. Nu, eu m-aș bucura mult. Deci, da. aș plânge la fericire. Păi asta da. Zic. Bitch, I'm ugly, bitch, oh yeah, I'm ugly, bitch. Cousin, nigga, bottom, bitch, we bottom, fucking shit. Foarte bine făcut. Mamă, da. Și grijă la detalii acolo. Da, la fiecare, la palma, fiecare, m-am uitat și eu. Cred că așa sună o capela. Fără autotune. Fără talent. Fără talentizer. Fără autotune. Probabil că cred da. Că așa. Nu e foarte departe de adevăr, da. Da, cred. Ironizarea asta, da, corect. Păi ăla n-arată dur deloc. Adică nici eu nu pot. Nu pot să le am, serios. Da. Pare așa, o așchimodi, efectiv. Asta e Jackie de aia, așchimodi. Așchimodi. Da. Ia, dacă e vărsător, gemeni, scorpii, ia, dă-i mă. Dacă e vărsător, gemeni, scorpion, rac sau leu. Bro, s-ar putea să-ți ruineze viața. Dar crede-mă că o vei iubi. Așa că fă-mi o favoare și cer-o de soție. Chiar acum. Ce-a fost asta? Băi, Leo, ce rău e, ce-a fost asta, bă, băiat? E cringe rău de tot, bă, băiatul. Bă, băiat. Mă, doare pietul, bă. E cringe rău, bă. Bă, ceva, Doamne, fet. Ti se lipește stomacul de coloană bă, vertebrală. Bă, băiatul, de cringe, băiatul. Băi, îmi pare rău, nu-l cunosc pe omul ăsta, dar nu pot, bă. Băi, ceva îngrozitor. Da, și face și râsurile alea. Deci nu te dracu să te ajungi, nu te crede nimeni, nici nebună. Fai de capul și de zilele mele, mă doare, mi-e rău. Și își bagă în buze. Își bagă în buze. Da? Da, sigur își bagă în buze. Că am văzut un close-up la un moment dat cu el și avea buzele uscate, știi? Cum ești după... Da? Cum sunt fetele după ce se... își injectează. Fai e jale cu el. Da, mă doare pieptul. Ești el e regele cringe-ului de câteva luni. Da? Cu el e Dumnezeul lor. Super. Fai, mi-a luat din viață, ești nebun. Ăsta a fost cringe of the week. Nu cred că e mai rău, da. Dar nu cred că există. Bărbat adevărat servește doar espresso. Niciodată cafea lungă, niciodată cu lapte, niciodată cu zahăr. Doar espresso curat. Respectați-vă. Niciodată vin cu apă. Am vrut să... Nu stricați beciul domnesc cu apă. Că nu. Haide domne. Ai văzut că de cafea cu apă n-a zis. Cafea îndoită cu apă n-a zis. Da. Da, espresso, nu se mai numește espresso dacă îl îndoi cu apă, da. Deci nu sunt bărbat. Nu, mai am de muncit la chestiile astea cu gusturile și așa, nu. Ia o bro de soție. Acum. Hai, de capul meu. Tata. A pus copilul să-l filmeze. Gata, hai că am primit mesaj. Nevastă. Da. Adun cheile de la BMW și geanta că plec. Mă caută băieți. Bărbate nu e bombardier. Îți marși ăla. Bărbate nu e bombardier. Imediat. Cheile? Da. Și geanta, vă-l poate. Imediat. Cheile? Doi mei puișor și un Big Mac. Calea plec numărul 24. A plecat. Extraordinar, bă, băiat. Extraordinar. Foarte bine. Bravo, omule.
Da, tare. Bravo și copilului tău pe care l-ai pus să te filmezi. Ia, tată, filmezi mâși pe mine. Am un gag cu Mike ta aici de făcut. Am o șustă. Hai-le. Ia. A, fii atent, că ai avea tu o gagic în casă și tu ești la care îi coboară. Mai de dată. Da, mai speriară. Te căcat pe tine. Da, și uite, și la următoare te căcat pe tine. Mă cac pe mine și când trosnește parchetul, dracu. Ah, băga mea și... Uite-te, uite un pic. Bă, dorm singur. Nu, nu, n-ai de nu, e cu păpușcu de-asta. Ce-a făcut? Mi s-a făcut pielea de găină pe mine. Mi s-a făcut pielea de găină. Ah, ești futut. Că mă uit în partea asta. Mă, nu mai pot să mai scap. Fuck, s-a bășit ce? A ieșit un gaz din el. A ieșit, s-a bășit el cu ancețul mă apă. Ăsta e coping mechanism. Da, e gros, asta e situația. Deci există sau nu există? Entități există? Există, bineînțeles că există. Ai scăpat, tu, ai scăpat, gata. Am scăpat, dar încă mai primesc mesaje. Nu știu exact ce se întâmplă, dar se pare că porțiunea aia din zgeană pitinii ajunge odată la ceva timp viral. Da, da, da. Și îmi trimite lumea în continuare, îmi trimite mesaje, cum am scăpat. Am vorbit cu Levi de tine. Cine e Levi? Păi prietenul tău de pe internet. Levi Elecheș. Ce a făcut? A, a, băiatul cu discursul, așa, da, 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 da. El nu știa că tu râzi de el. Dar n-am râs de el. Să e diferența, n-am râs de el, eram doar contrariat de, aveam dificultăți în a înțelege discursul. Noi când filmăm asta, podcastul încă nu-i public, dar o să, abia aștept să-l fac public. Păi ce, ai vorbit în podcastul meu, cu el? Da, cu el, despre mine? Da. Că el primea mesaje de la oameni și nu înțelegea, el a văzut că tu i-ai dat follow. Da. Și tot dat înapoi, că el de obicei dă înapoi follow. Da. Că te știa, știa de tine. Da. Dar nu știa că tu faci mișto de el. Dar nu fac mișto de el. Nu am făcut mișto de el, pur și simplu nu înțelegeam. Dar numai că eu sunt el. Eu sunt un tip amuzant. Și probabil că de-aia. Probabil că de-aia. Eu doar nu înțelegeam ce vorbește. Nu făceam mișto de el. Și doar spuneam pe gură, textualizam faptul că nu înțeleg ce vorbește și că mă pierd. Că mă pierde la un moment dat. Dacă mai ții minte, Mulangiule, și pe tine te pierde. La un moment dat, da. Păi vezi, păi vezi, vezi că ești în aceeași oală cu mine. Adică n-ai, murim amândoi. Mori, eu mor și tu. Nu scapi. Bă, ce bună-i, bă, 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 iată-ne. Bă, ești nebun la cap. Mai dă-mi o dată, mai dă-mi o dată. Mai vreau să-i sifă fața câinei. Te drec. Foarte bună-i asta. Bă, ce-mi plac Doberman. Bă, ce-mi plac, da, tare. Următorul. Dar ăștia nu-s de aia de-și atacă stăpânii la un moment dat? Eu aș. Eu vorbă. Depinde. Nu chiar toți. Le crește creierul ceva, nu știu. Ok. O avut, șoarecu. Portuguese. English. Deutsch. Borboleta. Butterfly. Schmetterling. Hospital. Hospital. Krankenhaus. Ambulância. Ambulance. Krankenwagen. Ciência. Science. Naturwissenschaft. Sex. Sex. Geschlechtsverkehr. Batata. Potato. Kartoffel. Kartoffel. Avião. Airplane. Flugzeug. Ai, deu ce urât e limba asta. Oribil. Băi, urât, da, da. Poți să zic de o limbă că e urâtă? Eu nu înțeleg, da. Eu nu înțeleg cum poți să faci comedie în germană. Nu prea... Kartoffel! Nu prea s-au scris comedii în germană. Nu? N-au haz? Vă rog pe toate fetele care munciți la KFC.
Fă, dacă vă nu știți ce... Că m-am, când am întrebat adineauri acolo ce se dă, nici nu știe limba asta a lor. Sunt indiani și mai ales sunt și românci acolo și nu vrea să vine să mă ajut. Ce zici? Măcar ar cancerul să mănâncă carnea aia pârlită pe jar. Bă, pentru toți oamenii ăștia care fac știință, ăștia cu creierul mare, cu facultăți multe, ia să vă văd de ce furați ce a zis băiatul ăsta. Că el a spus acolo niște litere, dar ne le-a dat nouă ca să le așezăm cum vrem noi. Ne-a dat greu rău de tot, sunteți nebun la cap. Dacă nici șeptar nu înțeles. Lasă viața mea, tu să fii sănătos, aranjăm noi literele alea noastre, noi la mulți ani cu sănătate, Hristos să învia și ce mai vrei tu viața. Te pup. Uite că și șeptarul ne-a lăsat așa în puncte de suspensie. Dacă nici el nu înțeles, e o problemă. E o problemă mare. Da, băiatul ăla probabil că a rezolvat ecuația universului acolo. Da, n-am înțeles nimic, nu știu ce. Era supărat de ceva. Era supărat el de ceva, avea un motiv, avea o problemă. Dar nu a putut să... Da, din păcate nu-l putem ajuta, nu avem cum să ajutăm, că nu știu care e problema. Nu reperăm. Că n-am înțeles și nu mai mâncat de la... fast food, că nu ajută nici asta pentru dezvoltarea creierului, adică nu te ajută. Mai rău să faci. Hey, no rapper can do this, man, I swear. Hey. Oh, uppercut. Yeah. Yo, shall I light check real quick? Yeah. Yeah. Ăștia să ia Island Boy. Da. Ăia sunt s-au tuns. Mie mi-ar fi frică de băiat de ăsta dacă... ei când, cred că în piesele lor, când amenință, când se umfle, că e bătăuși, că se mieși, că... cred că mintea lor așa arată. Ceea ce e rău. Îți dau când te prind, îți dau. Vedea morților băieții, au obținut curând, au obținut niște concerte și au aruncat ăștia cu apă în ei. Da. Da, adică mai există un soi de dreptate în lumea asta. Ok, ah, ok. Ah, da, deci nu... Da. În viața mea n-am răgăit așa. Ce ești, dracu, că fac hepatită. Mi se desface operația. Deci e ceva. Mamă, mâncați așa, am murit de râs. E un challenge de ăsta de bei apă acidulată și te abții să nu, sau ceva, nu știu. Ceva. Te abții să nu râgâi? Da, cred că nu știu. Bă, da, face urât rău de tot, adică e ceva, eu n-am auzit în viața mea un bărbat să râgâi așa. Hai, da. Te vezi, o băut o sticlă. A, bă, e ceva rău de tot, bă, băiatule. Desene animate, ești nebun la cap. De fapt, nu. Cel mai rău râgâit l-am auzit de la o fată, bă. Da, era o fată Cami când eram noi la liceu. Așa. Și aia dădea niște râgâituri care, nu știu cum să zic, ne umilea pe toți. Da? Da. Și mai are, uite, mai are un video. Ia, dă-i următorul. Ăștia au altfel de sprite. I can't do it. My tummy hurt. Bă, zici că sunt metamorfozeat. Da, foarte... Ce zic? Mi se pare cock blocker. Adică treaba asta pentru mine e cock block. Da? Da, normal. Normal. Deci fetele alea nu o să mai aibă parte de băieți niciodată. A, nu, mă rog, nu știu dacă... Poate că sunt unii care gustă, sigur că... Nici o problemă.
care palpită la treaba asta, nu știu, eu nu palpită. Adică, bro, eu dacă ia-o de nevastă, da. Acum. Da, dacă e săgetător. Mi-mi spar fani fetele astea. Sigur, și cum ar fi să fie o gagică mea, să fie una, salut, stic, e gagică mea. Ce faci, băi, Ștefane? Da, bă, nu. Ceea ce a făcut ele, am râs, gen, m-am distrat. Foarte posibil, domnule, posibil. M-aș fi îndrăgostit de o fată, ca să recunosc. Right here, man, Justin Bieber in a hooker, white boy, seen that shit. Săracu. Eu nu cred că e ceea ce se vede. Nu? Tu crezi că ăla merge singur? Da. Niciodată. Nu, dar mai sunt, mă, sunt o grămadă de filmulețe, sunt o grămadă de poze din astea de paparații cu el și cu asta. Că cu tu Haley. Nu-i vezi pe băi, normal, dar nu mergă la... Bă, nebunule. Ia. Când un om, o ființă, o vietate, valorează atât de multe sute de milioane, da, nu-și permite nimeni să... Să-l piardă. Să piardă. În primul rând să piardă banii. Da, crezi că echip... el nu mai rămâne singur niciodată? În casă. Nu-i se poate întâmpla? Da, ești în mașină, ești într-un Lamborghini, treci pe acolo, treci... Da, ești urmărit, dar ai băieți după tine. Care merg după tine, da, pentru hai că... Hai să-l sunăm. Păi nu, dar e logic cumva, nu e de figuri sau de alea, e logic, pentru că tu ai contracte, ai chestii, alea care valorează niște bani mulți. Tu, da, chiar dacă nu vrei tu să-ți iei oameni după tine, echipa ta, managementul, ăia care... pun gaj pentru niște lucruri, care și iau niște angajamente și toate alea. Cred că îl întrebăm. Cum ar fi cu aia să răspundă? Să răspundă Bieber. Cum ar fi să răspundă Bieber? Răspunde fătute în gură să te fut. Ar fi Dumnezeu, ești nebun. Dar nici măcar nu poți să-l sun. Nu, păi iar el a închis. Hai, lasă că mă uit la el păstori. Ia, și o mine. Să vadă că m-am uitat la el păstori și îmi dă el mesaj mai încolo. Da, înțelegi? Da, mă, adică nu ți se, pentru că dacă ți se întâmplă ceva, unul la mână, te lăchezi niște băieți de ăștia, te bat, da, te împiedici, te fură, te orice, te orice. Tu ai de pierdut, nu doar tu, lasă tu, o, că tu poate înduri. Da. Dar toată instituția, toată șandramaua care e în spatele tău și care se ocupă de tine, ai doar de pierdut. Și tu crezi că e fake, nu? Eu cred că e fake. Eu cred că nu i s-o strica mașina în cartier. Eu cred că era unul de ăsta gen teribilist. Ia, uite-l mă, și pe ăsta, bă, cântă ceva. Și după aia au fost alte filmare. El, cum, bă, să stăm, ce mai faceți, nu știu ce, hai să cântăm o dudă. Nu cred. N-ai văzut că erau niște băieți care arătau. Nu arătau din cartier, din aia. Dar știi filmarea aia cu el, poza aia cu el, care arată ca o pictură de asta renascentistă într-un club în care îi băgă cineva mâna în gât, efectiv. Asta se poate întâmpla, dar eu cred că ăla n-o scăpat. Probabil. Probabil. Nu, nu cred. Eu cred că sunt păziți băieții ăștia. Tu dai seama ce se întâmplă. Da, îmi dau seama că el n-are cum să... N-are cum să pățească ce am pățit eu la Buzău, că m-au pus să fac program. Păi asta zic. Imaginea lui valorează prea mult ca cineva să săriști. Să pățească el ceva. No. De asta băieții când vin și cântă în locuri, ăștia mari, da, vin cu tot după ei. Cu bucătar, cu nutriționist, cu antrenor de sală, cu nu știu ce. Pentru că dacă nu te duci cu un antrenor de sală după tine, exemplu, și tu te duci la sală, bă, mă duc, am cântat în România și mă duc la sala de la hotel să mă antrenez, să mă tonifiez și fac eu ceva de capul meu și fac vă întinderi, păi ce facem, că mă așteaptă 50.000 de oameni. Nu. Sau mănânc ceva și mă strig la stomac. Ăia-i mei știu ce mănânc, cum să aibă grijă, să nu fac întinderi, să... La ce am alergii, la ce n-am, ce dracu, bă. Pentru că 50.000 de oameni au plătit bilet, că s-au cheltuit niște milioane. Nu, e adevărat. Și de asta. Da, tot cred că se poate întâmpla. Tot cred. Normal, se poate întâmpla orice, dar nu, asta nu cred. Nu cred, real. Așa începe weekendul, așa se îndreaptă Drăgulin către centru vechi. Și vine Drăgulin ultimul. Nu, așa plec.
Ia uite-l. Ultimul. Ultimul vine, drăgulin. S-a dus dracu' camera. Săracu, bă. Auză cu aia ce haos a ieșit acolo. Zici că, zici că a explodat ceva. Sau ăștia suntem noi când s-au ridicat restricțiile. Eu am fost în primul, în primul weekend când s-au ridicat restricțiile așa fix. Așa m-a dus în centru. Da, pe asta zic. M-am nenorocit. Da? Atunci, da. Am zis că weekendul ăsta o să-l țin minte toată viața. Dacă nu fac acum ceva, o să mă întrebe nepoții și matale cum ai petrecut, da, când s-a terminat pandemia aia de COVID-19. E, nu aia din 2023, aia din 2019, doar aia din 2022. Cum a fost? Tata, s-a dus tata aia centru vechi și s-a îmbătat. N-am stat în casă. Mamă, mare poveste. Vă mulțumim foarte frumos că ați stat alături de noi. Da, Doamne ajută, Doamne ajută să trăiți. Mulțumim, Beciu Domnesc, mulțumim și dumneavoastră. Mersi. Să aveți un weekend foarte frumos. Sunteți minunați, vă pupăm. Pa, dragilor! Pa, dragilor!